trezim, gata, mergem să facem cafeaua, că e deja 10 și 10 și încă nu ne-am trezit cum trebuie. Hai! Zic bună dimineața din setup-ul clasic deja de deschidere a advent calendarelor, cum deja este o tradiție, pentru că în fiecare dimineață mă trezesc, îi dau de mâncare Mirei, îmi fac cafeaua și după aia vin aici și deschid advent calendarele, ceea ce e ok, nu mă pot plânge. Astăzi este 3 decembrie, nu știu încotro o să ducă ziua de astăzi, sper să fie o zi mai bună decât ziua de ieri, pentru că din câte ați văzut, ieri n-a fost cea mai bună zi din viața mea, m-am întâmpinat câteva probleme la crearea de conținut, am avut o grămadă, am și dormit prost, dar astăzi am dormit mai bine și se simte pe mine că am o energie mai bună. A venit și prietenul meu acasă, deci toate bune, așa că astăzi ar putea să ieșim pe afară, poate că ajungem pe la niște SH-uri din Timișoara, care sunt destul de departe de noi, dar de care eu știu că au chestii faine, așa că fingers crossed că poate să găsim ceva. Eu sincer sunt în căutare de chestii crăciuniste, poate dacă aș găsi un plover din ăla de Crăciun ieftin, gen pentru 10 lei, cât să-mi fac treaba cu el pentru o poză, ar fi perfect. Dar da, haideți să începem cu advent calendarul pentru pisici, pentru că am să vă spun ceva. În dimineața asta m-am trezit cu Mira vomitând. Și am găsit, știu că poate fi grețos pentru unele dintre voi, așa că în cazul în care nu vreți să auziți asta, dați forward un picuț mai în față, dar cred că acest advent calendar este de vină pentru faptul că Mira a vomitat și în special triturile împotriva ghemotoacelor de blană, cred că acele i-au făcut ceva la digestie, așa că dacă o să mai întâlnesc trituri care sunt pentru ghemotoacele de blană, o să le salvez pentru acasă, pentru că la mine la bloc sunt niște pisicuți mici și o să le duc lor de Crăciun acele trituri, dar să vedem, nu cred că toate sunt împotriva ghemotoacelor de blană, așa că eu o să încerc să îi mai dau cele care nu sunt și să văd dacă îi este rău sau nu. Foarte puțin, încercăm doar să vedem, dar da, ăsta este mini update-ul. Să căutăm ziua 3. A, și în cazul în care vă întrebați, că probabil vă întrebați, în rest se simte bine, e super energică. Scuzați ambulanța dacă se aude. E super energică, doar că a vomitat, probabil a fost rău de la chestiile astea. Hai să căutăm încă ziua 3, că n-am găsit-o, ziua 4, ziua 13, ziua 3, aici, este ziua 3 și astea sunt, scrie gustare fără cereale cu miel crescut pe pășune. Ok, o să-i dau foarte, 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 foarte puțin din ele, cât să văd dacă o să-i mai fie rău în continuare sau nu, pentru că v-am zis că nu sunt împotriva ghemotoacelor de blană, deci au, ar trebui să fim safe. Se agață de genunchele meu, așa că mă aplec un picuț să-i dau astea. Haideți să continuăm cu adventul cu ciocolată, pentru că, sincer, nici în dimineața asta nu mi-este foame, cine știe ce, așa că probabil o să mănânc pralina asta și o să fie ok. Aici este numărul 3, abia aștept să văd ce-i înăuntru. Oh, dar arată foarte bine. Așa arată pralina pe care o găsim înăuntru. Tare interesantă, chiar arată fain. Și pe spate scrie că este Toffee and Rice Krispies in Milk Chocolate. Ok, ar trebui să fie foarte bună. Bun, kills. Ziua 3 este aici. Am văzut-o direct, aparent. Și să vedem ce este în cutiuța cu numărul 3. Ca de obicei nu o să mă uit pe spate, pentru că pe spate scrie ce este. Așa arată cutiuța, e destul de grea, să știți, se simte destul de greu, așa că sunt super curioasă să văd ce este înăuntru. Haideți că nici nu mă uit. Ok, este o cremă care se simte destul de grea, hai să vedem. Este Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Oh, great! Chiar aveam nevoie de o mască de față, pentru că porii mei se simt un picuț încărcați în ultima perioadă.
și chiar aveam nevoie de o mască super. Chiar mă bucur de asta. Este cu argilă albă. Da, ok, hai că asta o să fie faină. În seara asta poate facem o mască. Și gata cu acest update de dimineață, pentru că se aud ambulanțele într-una și cred că vă deranjează, așa că o să opresc acum filmarea. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Just coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Again, am revenit de pe afară, am fost puțin prin Yellowstone să facem niște poze, am profitat de puțin timp liber, nu ne-am dus chiar acum prin SH-uri pentru că sunt departe de zona noastră și m-a sunat un curier că o să ajung în câteva ore, gen într-o oră și jumătate și am zis ok, haideți să mergem până la mall să facem niște poze repede, repejor și după aia venim înapoi acasă, mâncăm și mergem apoi în SH. Unboxing-ul coletului ăsta, evident, este de la Pixie pentru că scrie peste tot pe el, o să-l facem puțin mai târziu. Acum am vrut doar să vă dau așa un mic update și să vă mai pun la curent cu ceea ce se întâmplă. Deci da, noi ne punem să mâncăm, pozele au ieșit foarte drăguți, nu pot să vă arăt pentru că sunt pe aparat, încă nu le-am scos, dar au ieșit foarte fain. Și uleiul de buze pe care l-am aplicat de la Kiehl's se simte foarte bine, chiar mi-a ajutat buzele, se simt mult mai hidratate și mai fain, așa că îmi place tare mult. Sper să avem în advent un recipient mai mare cu produs, pentru că chiar îmi place și o să mă interesez și despre preț să văd cât este, poate mi-l achiziționez. Ăsta a fost update-ul, ne revedem probabil când ieșim pe afară, o să filmez puțin cu telefonul dacă am voie și dacă reușesc prin SH-uri. Dacă nu, țineți în pumnii să găsesc ceva fain și da, ne auzim mai târziu. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate.
facem haul-ul despre care v-am zis, dar eu zic să las lucrurile de la SH pentru ultima dată, deoarece sunt tare curioasă de ce se află în coletul ăsta de la Pixi. Așa că o să las camera puțin mai jos ca să vedeți aici exact ce se întâmplă și îl deschidem împreună. Bun, am revenit la cadrul normal și deja văd că în punguliță se află două seturi din astea de iarnă, așa că haideți să vedem ce se află înăuntru. Primul lucru pe care îl văd este acest set de 3 mini tonere. Este Milk Tonicul, Glow Tonicul și Retinol Tonic. Eu pe acesta l-am folosit foarte mult, pe Milk Tonic, îmi place tare mult și Glow Tonic este unul dintre preferatele mele, dar dacă ar fi să aleg, l-aș alege pe acesta. Și Retinol Tonic, am unul deja încă nedeschis și nu știu ce să zic despre el, dar am auzit că este tare fain și acela, packaging-ul, să nu mai zic nimic despre el pentru că arată absolut superb. Și în interior, produsele vin așa, cât de cute sunt! Uitați-vă cât sunt de mici în comparație cu degetul meu, să zicem. Tare drăguțe sunt, îmi plac mult. Doamne, sunt extrem de cute, stați puțin să nu fâșui foarte mult. Deci uitați cât e de cute tonicul ăsta micuț. Foarte faine sunt. Îmi plac tare mult astea. Eu sunt oricum o mare fană a produselor mini pentru că niciodată nu ajung să termin un produs full size și cred că de miniurile astea te poți bucura mai mult și poți să încerci chestii și în cazul în care chiar îți place, atunci să cumperi o variantă full size. Deci în cazul în care vă gândeați să încercați tonicurile astea de la Pixi, să știți că acum au pachetele astea de Crăciun. Sper că se găsesc și în România, nu știu, puteți încerca pe Sephora sau pe Look Fantastic. Eu le primesc direct de la ei și nu știu dacă sunt în România, ar fi păcat să nu fie, pentru că e un set tare drăguț. Și următorul set pe care îl avem este tot un set de miniuri. Vai cât de drăguț e și acesta. Ăsta vine așa într-un pouch transparent cu fermoarul ăsta aici în partea de sus. Și în interior avem așa, un pachet de șervețele. Cred că sunt șervețele de machiante sau șervețele pentru curățarea feței. Pe mine nu m-au încântat, am mai încercat odată, nu varianta aceasta, altă variantă de șervețele de machiante de lei și nu mi-au plăcut deloc. Nu știu cum o să fie astea, oricum sunt foarte bune pentru traveling în cazul în care o să mai călătorim în 2021. Și în afară de acele șervețele avem încă 3 produse micuțe pe care o să le scot ca să vi le arăt, doamne cât sunt de cute. 3 produse micuțe, printre care și Glow Tonicul de mai devreme, pe care îl avem și în celălalt pachet. Și aici avem două măști care sunt la fel, da. Două măști de față, la fel în variantă mică, sunt la fel amândouă, sunt Glow Mud Masks. Nu le-am mai încercat niciodată până acum, sunt tare curioasă să le încerc. Sunt cu aloe vera, ginseng și minerale. For all skin types, deep pore cleansing and skin energizing masks. Ok, ăsta o să fie interesant de încercat, o să-l încercăm într-unul din videoclipurile următoare ca să vedeți părerea mea despre el. Și vedeți că am primit dubluri, așa că o să le pun oricum în concursurile, în pachetele pentru premiile instant sau o să fac un concurs instant separat, poate undeva la începutul lunii ianuarie. Deci nu le păstrez pe toate pentru mine, dar stați pe aproape pentru că o să vă dau eu de știre fie pe Instagram, fie pe aici pe YouTube. Și dacă scoatem cartonul ăsta de aici, rămânem cu acest pouch tare drăguț, care e potrivit și pentru poșetă, în cazul în care cărați mai multe chestii în poșetă sau pentru traveling în general. Deci astea au fost lucrușoarele primite de la Pixi. O să trec imediat să fac și un mic story pe Instagram cu ele, pentru că trebuie să zic și acolo că am primit coletul și da, îmi plac tare mult. Cum, haideți să trecem la SH. Am filmat câteva cadre prin SH, nu știu dacă
am reușit să filmez ce trebuie sau dacă în general s-a filmat cum trebuie, pentru că a fost totul pe ascuns, am făcut totul ca să nu vadă vânzătoarele, pentru că evident nu ai voie să filmezi, nu știu de unde mentalitatea asta, dar hai că dacă începem discuția asta cu mentalitatea nu o să mai terminăm niciodată, așa că am pus toate hăinuțele în plasa asta destul de mare pe care o am de la Kik, este o plasă din asta textilă, mereu mi-o plasă textile când vreau să merg pe la SH și o să încep în ordinea în care găsesc lucrurile aici. Sunt multe lucruri crăciuniste, așa că cred că sunt doar chestii de Crăciun, pentru că după astea m-am uitat, de astea aveam nevoie. Și primul lucru este fularul acesta, este 100% acril, nu este cine știe ce material, dar mi-a plăcut foarte mult culoarea. Enough despre un fular, a fost 10 lei. Nu erau reduceri, cred că era chiar colecția nouă, așa că am prins lucrurile destul de scump, dar asta este. Următorul lucru pe care îl am este acest plovăraș roz. Cred că el este făcut să cadă pe umeri sau să-l poți purta așa. Nu știu exact cum o să vină, mânecile astea sunt un picuț balon. Și aici în partea de jos are o întăritură, cum ar veni. Este roz, pudrat, tare drăguț, cu efectul ăsta de knit aici, de împletitură. Da, e drăguț, culoarea e foarte faină, merge foarte bine rozul ăsta cu roșu și parcă chiar țipă a Crăciun combinația asta, așa că, sincer, de asta am luat acest plover, nu pentru că aș purta eu roz neapărat în cealaltă perioadă a anului, când nu este Crăciun, dar e drăguț, e chiar simpatic, acesta a fost 15 lei. Următoarea chestie care îmi vine la mână este această față de pernă. Am zis că se potrivește aici în sufragerie lângă cei doi reni pe care îi avem. Nu am găsit-o decât pe aceasta. E tare drăguță și are imprimeul ăsta care țipă și la Crăciun. Materialul nu este unul cel mai fericit, dar pentru o pernă decorativă eu zic că merge. Această față de pernă a fost 3 lei. Am zis că în cazul în care nu o să o folosesc pe post de față de pernă, tot o să îi găsesc întrebuințarea într-o poză sau ceva. O să luăm probabil într-un magazin o umplutură din aceea de pernă și o să fie super faină. Trebuie să le bag pe toate la spălat, așa că nu o să le probez sau nu o să le ating în vreun fel. Deci, în cazul în care vreți să vedeți cum arată pe mine, să mă urmăriți pe Instagram pentru că sigur urmează o grămadă de poze cu produsele astea. Următoarea chestie, de fapt nu, că pe asta o las la final. Următoarea chestie pe care am cumpărat-o este tot ceva roz, este un poncho. Cred că știți genul ăsta de chestiuțe. Este cu guler în V, pur și simplu se trage pe cap și eu am văzut-o peste o geacă. Sincer, am văzut-o peste o geacă albă, nu am acea geacă albă, o să văd cum o să fac. Oricum, merge peste orice geacă și pe asta îl văd purtat și la primăvară. Chiar de mult mi-am dorit un astfel de poncho și niciodată n-am găsit unul care să-mi placă, așa că atunci când l-am văzut pe ăsta l-am luat. Cred că tot... Uai, ce s-a stricat lumina! Cred că tot 15 lei a fost și ăsta. Destul de scumpe chestiile, dar v-am zis, nu am timp să merg altcândva la SH și am zis că, na, am nevoie. Dacă tot sunt acolo, might as well. Și ultimele două lucruri pe care le am sunt cele mai crăciuniste lucruri din acest haul și anume această căciulă de Moș Crăciun. A fost 10 lei, iar destul de scumpă, știu că se găsesc mai ieftine, dar nu am găsit niciuna așa cu glitter și glitterul ăsta, cum pariu că dă foarte bine în poze, sigur o să mă pozez cu ea cel puțin o dată și pentru asta am și achiziționat-o. Am zis că cine știe când mai ajung în Jumbo și cele pe care le-am văzut prin Pepco și așa nu îmi plăceau, așa că am zis că pentru 10 lei merită să iau căciulița asta de Moș Crăciun. Și ultimul lucru și lucrul despre care vă povesteam de dimineață că sper să-l găsesc este un plover din acela, un ugly sweater de Crăciun și l-am găsit! Ăsta este cu renul ăsta supărat. Că mi se pare destul de supărat renul, nu știu de ce, și mai un pic și-i cade nasul, dar, na, a fost singurul pe care l-am găsit, e destul de cute, eu zic că o să dea foarte bine în ideea pe care o am, nu este de la nicio firmă anume, dar, da, cred că vă puteți da seama încotro m-am dus cu,
cu acest trip prin SH-uri. Foarte, foarte mult roșu, foarte mult roz, foarte multe chestii așa crăciuniste. Și asta e tot. Lucrurile au fost voluminoase și de aceea am umplut Tita My Plaza, dar mi-am luat doar 3 plovere, o eșarfă și o căciulă de Moș Crăciun și o față de pernă. Așa că da, haide că a fost destul de successful acest trip prin SH-uri. Și dacă tot am intrat în zona aia, în zona gării, în Timișoara sunt tot felul de magazine din alea vechi, chinezești, nu știu dacă mai știți voi de când eram mici, cred că fiecare avea în oraș un magazin de genul și într-unul din ele am găsit decorațiunile astea de pom absolut superbe. Nu știu de ce mi-au plăcut atât de mult, foarte faine sunt aceste fetițe. Zic, am luat 2, dar vă arăt doar una ca să o vedeți mai bine. Aceste fetițe pe schiuri, nu știu, mi s-au părut tare, tare drăguțe, foarte faine, sunt extrem de prost lucrate, dar dau foarte bine și au fost 4 lei. Chiar îmi plac tare mult și da, asta am cumpărat în afară de ceea ce v-am arătat de prin SH. Eu acum cred că o să mă duc să stau puțin în pat. Asta e planul și după aia vreau să fac o tocăniță, nu știu, vreau să mănânc ceva cald și așa, cu gust din ăla de făcut în casă, așa că poate o să vă mai filmez câteva cadre de atunci și în rest asta a fost tot pentru moment și da, ne auzim puțin mai târziu. Go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe. Bun. Gata, ultimul update pe ziua de astăzi, tocănița fierbe, hăinuțele pe care vi le-am arătat mai devreme sunt la spălat, deja a doua tură, le-am spălat pe cele roșii separat și pe cele roz le spăl separat și oricum de pe cele roșii a curs puțin și căciulița de Moș Crăciun s-a cam stricat, dar albul acela a devenit roz, așa că nu mă pot plânge, oricum o să scot la edit în cazul în care nu o să arate bine. Voiam să facem ultimul update al zilei, așa că mi-am adus aici o cană de apă fierbinte. Nu știu dacă se vede aburul la voi, dar vreau să deschidem calendarul Advent de la DM, pentru că dacă ne-am obișnuit, deja este tradiție să începem vlogul cu Advent calendare, aparent este o tradiție și să-l terminăm cu Advent calendar, așa că luăm ziua 3 și ziua 3 arată cam așa și ceaiul pe care îl avem este Wonderful Morning, ok, și o să trebuiască să caut eu aroma, o să vă las scrisă aici pentru că la fel scrie în germană și nu știu germană, așa că o să îl deschidem acum împreună și o să îl băgăm în cănuța cu apă fierbinte, să îl lăsăm puțin la infuzat. În ceea ce privește ce o să se mai întâmple astăzi, nu o să se mai întâmple foarte multe, poate o să ne punem la un film. Eu o să trebuiască să mă pun să editez clipulețul pe care îl vedeți voi acum, ca să fie gata pentru mâine. Mâine este ziua cea mare, adică 4 decembrie, ultima întâlnire cu echipa de la Beauty Vlogging School și gala finală cum ar veni, așa că mâine, vlogul de mâine o să fie all about Beauty Vlogging School și toată experiența mea. Deja v-am lăsat un sticker din acela cu întrebări ca să-mi puneți întrebările voastre și să putem să discutăm așa puțin pe
pe tema lor. Și dacă tot veni vorba de Instagram, vreau să vă menționez și aici că am dat drumul unui concurs. Știți că m-am chinuit extrem de mult să fac pozele astea ieri pentru că lumina nu m-a ajutat deloc. Dar până la urmă a ieșit ceva foarte drăguț, așa că mergeți pe pagina mea de Instagram să vedeți ce a ieșit și dacă vreți să participați și la concurs. Eu zic că setul acesta pe care l-am pus la bătaie nu este un giveaway foarte mare, dar este un stocking stuffer perfect și este un cadou foarte frumos pentru Moș Nicolae. Pentru că nu știu dacă așa vă spuneau și părinții voștri, dar părinții mei îmi ziceau că de Moș Nicolae se primesc cadouri mai mici pentru că Moș Nicolae este mai mic decât Moș Crăciun. Deci este un cadou perfect pentru Moș Nicolae. Oricum, în ceea ce privește giveaway-urile, vă pregătesc un giveaway foarte fain cu un aparat foto. Nu vă spun mai multe, dar de-abia aștept să îl publicăm și pe acela și să facem pe cineva fericit în luna decembrie. Dar da, aparent ceaiul ăsta devine verde, ceea ce nu e neapărat pe gustul meu. V-am zis, mie îmi plac mai mult astea fructate. Dar, na, este un ceai, probabil o să ne încălzească. Nu știu, nu pot să vă zic acum dacă îmi place sau nu. Probabil, dacă vreți, o să vă las scris în bara cu descrieri dacă mi-a plăcut ceaiul sau nu. Nu cred că o să mă mai lungesc pentru că nu mai am mare lucru să vă spun. Oricum, cred că clipulețul de astăzi o să fie la fel de lung ca și celelalte. Dar sper că nu e cu supărare pentru nimeni. Eu zic că jumătate de oră este rezonabil în cazul în care vreți să urmăriți un vlog mascamat. Asta este durata minimă și da, ne auzim mâine și o seară frumoasă și mulțumesc mult pentru vizionare și mulțumesc că sunteți alături de mine. Am primit toate mesajele voastre și pe Instagram sunteți minunate, așa că vă mulțumesc și vă urez o noapte superbă. Ne vedem mâine! Making plans for what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love.